ne uităm puțin la ce se întâmplă în România aceea reală, în România foarte săracă, și e drept că auzim adeseori că Ardealul e Fruncea. Zicala n-a apărut de niciunde, iar dovezile că poartă în ea adevăr apar periodic. Un exemplu sunt pasiunea și dedicarea unor cadre didactice și psihopedagogi care au transformat un liceu din Cluj într-un centru pilot de educație pentru copiii cu nevoi speciale. Vorbim de echipa de la Liceul Tehnologic Special din Cluj-Napoca, singura instituție urbană dintr-un proiect rural pe care îl derulăm. Fundația Vodafone România, alături de fundația noastră, de Fundația Mereu Aproape, ne-am investit ca elevii să aibă o sală multimedia unde să poată face o terapie complexă, să studieze. Investiția a fost finanțată în cadrul proiectului Ajută un sat, schimbă o țară. Liceul Tehnologic Special Samus din Cluj-Napoca este singura școală care profesionalizează elevi cu cerințe educative speciale din județ, copii cu deficiențe de auz, fizice sau de comportament. Elevii beneficiază acum de noul club multimedia. Programul a constat în refacerea spațiului, amenajarea și dotarea cu mobilier, echipamente IT și sistem audio, tablă interactivă și videoproiecție, dotarea cu materiale didactice și de informare. Am început efectiv de la pereți, de la zugrăvirea pereții. Uitați-vă cum arată toate acestea datorită fundației Mereu Aproape, care ne-a susținut de la început și am primit așa încredere în forțele proprii. La Samus Cluj a fost achiziționat și primul sistem de evaluare interactivă Return Star Genius, programul care îmbină funcții menite să faciliteze procesul de predare-învățare. Ora de curs devine astfel un program interactiv de dezbatere și evaluare a temei propuse. Sistemul este deja utilizat în mai multe universități din lume, precum Harvard, și îi oferă profesorului posibilitatea de a evalua cunoștințele elevilor și testarea lor după fiecare temă. Proiectul Ajută un sat, schimbă o țară face parte din programul strategic de investiții în mediul rural al Fundației Vodafone România, program care se derulează la nivel național și care susține dezvoltarea de proiecte în domeniile educației, sănătății și serviciilor sociale necesare categoriilor defavorizate din satele și orașele mici din România.